În prima parte a subiectelor, elevii au avut de rezolvat cerințe de gramatică, dar și să redacteze o compunere de minim 150 de cuvinte, prin care să argumenteze apartenența la genul dramatic a unui text de Horia Lovinescu. În partea a doua a testării, candidații au avut de scris, printre altele, o narațiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală în timpul unei activități de lectură. Prima care a ieșit din sală, a fost așa ușor? A fost. Ce ați avut de făcut? Apartenența la gen dramatic. A fost mai bine decât la simulare, la română, și acum așteptăm și la matematică. Ce ați avut de făcut? Păi, la primul subiect au fost exercițiile de gramatică și așa, și am avut la subiectul 2 o compunere la prima vedere și de funcții sintactice, lucruri. Și din opera literară? Genul dramatic. Mi s-a părut de o dificultate medie, nu a fost nici ușoară, dar nici grea. Subiectul 2 de la B a fost puțin mai greuț. Am avut o activitate în timpul unei lecturi, dar am trecut cu bine și sperăm ca notele să fie cât mai mari. La prima parte am avut sinonime, antonime, diftong și genul dramatic la final. Cât crezi că e? 9, 5, 10. Sinonime, antonime, genul dramatic, compuneri. Ai descurcat? Da. Ce notă crezi că e? Un 7, 7, 50. De la testarea de astăzi, din cei aproape 3500 înscriși, au absentat 244 de candidați. Pentru 10 elevi cu nevoi speciale s-a decis prelungirea cu o oră a perioadei de redactare a lucrărilor. Pentru absolvenții de gimnaziu urmează doar o zi de pauză. Proba de foc a examenului, matematica, este programată joi.